Circulație îngreunată în această dimineață pe defileul Jiului din cauza unei roci căzute pe carosabil. Stânca de mari dimensiuni a blocat sensul de mers dinspre Târgu Jiu spre Petroșani și a fost nevoie de intervenția unui buldozer cu picamăr și a unui buldoescavator pentru degajarea carosabilului. La această oră, pe defileul Jiului se circulă în condiții normale. Desfășurare de forță în această dimineață pe defileul Jiului din cauza unei stânci de mari dimensiuni căzute pe carosabil. Constructorul care reabilitează drumul a trimis un buldozer cu picamăr de mari dimensiuni și mai multe buldoexcavatoare pentru degajarea carosabilului. La fața locului au fost prezenți și drumarii din Gorj. Am fost informat de când s-a întâmplat și au acționat foarte prompt. Am trimis și secția de drumuri Târgu Jiu la fața locului, a fost și poliția rutieră, au avut sprijinul poliției rutiere și în cel mai scurt timp au reușit să îndepărteze acea stâncă care avea în jur de 25-30 de tone, o stâncă foarte mare. Traficul a fost deblocat, iar la această oră se circulă fără probleme în defileul Jiului.